Mai departe, doamnelor și domnilor, dacă tot e vorba despre copii, ce ne facem fetelor? Fosta noastră colegă Diana Enache, solistă foarte bună și posesoarea unui tată de asemenea celebru, și anume domnul Adrian Enache, a botezat copilașul. Un eveniment la care, cum vedeți, nu au lipsit oameni foarte cunoscuți. Îl vedem pe maestru Marius Lăcătuș aici, unicul număr 7, îl vedeți acolo, Marius Lăcătuș, și de asemenea familia Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor Dora. De altfel, Maria Ilinca, după cum vedeți, este numele fetiței. Știți foarte bine, dacă nu știați, cel cu care Diana s-a împlinit sufletește și care este tatăl Mariei Ilinca este fiul omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, are un fel de zăm, Ionuț. Da. Un băiat de toată isprava. Bun. Alte existențe, alți oameni. Copilașul, dați poza mai mare pe care, lăsați-ne pe noi, că pe noi ne-ați mai văzut. Lasă-mă mireasă. Hop, hop, ia uitați-vă aici. Da. O bijuterie de copil. Vă rog frumos să vă uitați, îmbrăcată frumos, în puf ca mami, vedeți? Deci, cu ținuta Dianei continuă la pufii aia cu către Maria Ilinca, da? Către foarte frumos mică, da. Eveniment. Nu? Să fie sănătoși. Uite, nu l-am văzut însă pe bunicuțul Rock'n'Roll. Unde este bunicuțul Rock'n'Roll care nu s-a dat în poze? Eu cred că el nici nu știu dacă el n-a postat nimic. Domnul Sorin Ovidiu Vântu? Nu, mă, bunicuțul Rock'n'Roll nu poate să fie decât Adrian Enache. Adrian Enache. Da. Nu, mie mi-a rămas Sorin Ovidiu Vântu în cap, iartă-mă. Bunicuțul de finanțe este domnul Sorin Ovidiu Vântu, pentru că fiecare să se laude cu ce se știe să se ocupe mai bine. Adrian, da, chiar culmea, n-a postat nimic. În schimb, e prietenul Temișan acolo cu soția splendidă, de altfel. Da, e adevărat. Monica Davidescu. Vezi, e un lucru foarte tare. A creat foarte multe, și acum nu mă abțin să spun cu asta. S-au creat foarte multe animozități anul trecut la sfârșit, când Adrian Enache a avut spectacolul lui la Sala Palatului și în aceeași zi, la aceeași oră, prietenul lui de-o viață, Aurelian Temișan, a făcut alt concert. Oh, da, fix, deci bă, de-o viață, dar șanteze, în aceeași zi, unul la Sala Palatului, Adrian, a fost ok. Și Temișan? La opera, mi se pare că atunci, după care a revenit. Deși opera nu are capacitatea Sălii Palatului. Nu are, dar e foarte bine. Acum, Aurelian a punctat și el cu un spectacol în acest an. Asta nu înseamnă că, iată, n-au rămas prieteni. Aurelian Temișan a venit la eveniment, ceea ce spune foarte multe despre Adrian. Exact. Că putea să nu treacă peste chestia asta și să zică, dar iată, prietenia primează. Deși în momentul acela, în cercul de apropiați al lui Adrian, au fost multe bombănele așa. Rumoare, rumoare. Bă, fix în ziua aia te-ai nimerit și tu, fratele meu de viață. Dar nu vom vorbi despre treaba asta, vom vorbi despre Diana. Bravo, Diana, felicitări, ești o mămică împlinită, o voce absolut superbă și că despre copilași să fie numai de bine. Da? Bun. Da, trecem repede în goana calului Cataclop și peste un eveniment așa în care Raluca, celebra solistă, a devenit nașă. Raluca. Da, deci o nașă, cât de sexy poate să fie o nașă, nu puteți vedea aici, puteți vedea în clipuri. Așadar, Raluca a botezat. E nașică. Este nașică. Dar ea poate... Într-o rochie fluflu, după cum vedeți chiar și în biserică. La botez că... se poate să acceptă chestia asta, să nu fii măritată, însurat, ca și naș? Cred că se face la copii, cred că nu e neapărat o problemă. Doar în ceea ce înseamnă... cred că se face o slujbă specială și se poate rezolva din punctul ăsta de vedere. Tare. Adică la copii e mai ușor. Ca să fii cuplul altcuiva, să fie nașii ai cuiva, trebuie să existe se face o ceremonie. De exemplu, când Oana Zăvoranu și cu domnul Ashraf s-au căsătorit, a fost Silviu Prigoană și cu doamna lui, Mihaela, dar nu cred că exista o hârtie semnată în acel moment. Se face o slujbă, părintele zice... Ca să fie, vezi, Doamne, în fața lui Dumnezeu... Să fie Dumnezeu să zică, da, mă, bine, stați acolo. Da? Hai, să aprobe. Ați voi, da, gata. Aveți voie. Ați semnat, da? E bine. Hai, pa. Ce ar mai fi încă o știre? Da, am văzut-o, foarte frumoasă Raluca, felicitări, e de la Dumnezeu. Să trăiască finul, Ralucuța, să trăiască finul. Care cred că e fine, că o văd că cheamă Fina, pardon, Raluca. Și un ultim comentariu cu tânărul Zara, după care o aștept pe Andreea Simona și vom comenta până când vine Andreea, având niște imagini spectaculoase trimise special pentru noi de către Cătălin Botezatu, taman de la Paris, unde ce să vezi? La săptămâna modei era în aceeași sală cu Cătălin Botezatu, Mirăcea Zara. Eram și eu, o să înregistrez chestia asta pe care tu o spui acum, să-mi fie iertat că sunt cu telefonul. Dar noi avem și canalul emisiuni Prima TV și poți să iei de pe YouTube acolo totul. Da, zici, bine, domnul Cătălin Botezatu ne-a trimis de la Paris, îl salutăm și pe Cătălin, îl pupăm ca și pe Clara Rotescu, cei care au născut... Cei care au organizat, de fapt, așa, acest moment de... reprezentarea României la cel mai important moment fashion al planetei. Mă refer, desigur, la Paris Fashion Week. Da? Am fost reprezentați și, zic eu, cu mândrie am fost reprezentați de către... și e deja o tradiție. Absolut. De către Clara Rotescu și a ei casă Miau, de către Cătălin Botezatu și a lui colecție, scap acum și nu vreau să fac vreo greșeală. Poate ne spune el material. Exact, ca să nu mă bată Cătălin. Eu înregistrez acum fix pentru ei, să știți, pentru Clara și pentru Cătălin, că m-au rugat să-l vadă și ei pe Cristian și să vadă momentul ăsta din emisiune pe care Cristian îl face pentru ei. Ai fost la mine la emisiune și ți-a prins foarte bine. Eu zic să mai vii o dată în direct. Pe Clara o pupăm, mă iubim, știe foarte bine. Nu ne... Și pot să o aștept și pe Clara. Și pe Clara, oricând. Voi dați un semn că suntem aici de atâta vreme. Doamnelor și